Deși Counter-Strike Global Offensive este deja istorie, făcând loc unui nou joc, anume Counter-Strike 2, acesta a lăsat o moștenire importantă fanilor sub forma operațiunilor. Despre ce sunt aceste operațiuni și de ce sunt ele importante pentru franciză, vom vorbi în acest videoclip. Așa că așezați-vă confortabil, luați-vă o cană de cafea sau de ceai și haideți să parcurgem împreună o parte importantă din istoria jocului care ne ține în suspans de mai bine de 20 de ani. Dar înainte să începem, nu uitați că toate informațiile importante se găsesc în descriere, inclusiv un cuprins care, împreună cu timestampurile de pe videoclip, vă vor ajuta să găsiți ce vă interesează prin acest videoclip, care se anunță a fi mai lung. De asemenea, dacă vă place acest videoclip, mi-ar face plăcere să știu că ați lăsat un like și că v-ați abonat. Haideți să începem! Ce sunt operațiunile din Counter-Strike? Operațiunile sunt evenimente organizate de Valve, bazate pe și în jurul conținutului creat de comunitate și lansate sub formă de DLC-uri plătite. Acestea durează de obicei câteva luni, timp în care jucătorii de Counter-Strike se pot bucura de conținut nou și într-un fel special, colectând recompense exclusive operațiunii respective sub formă de skinuri, stickere sau cutii. Structura acestor operațiuni a evoluat între timp, împreună cu jocul, primele operațiuni fiind mai degrabă un mod de a promova Jocul și de a aduce mai mulți jucători pe platformă. Ulterior, aceste operațiuni au crescut în complexitate, având secțiuni de campanie și single player, secțiuni cu misiuni co-op și chiar moduri de joc speciale, limitate acele operațiuni. Asta până într-un punct când operațiunile au devenit din ce în ce mai simple și mai repetitive, dar despre asta vom vorbi un pic mai încolo. Cum funcționează operațiunile în Counter-Strike? Ei bine, odată cu lansarea unei operațiuni, jucătorii pot cumpăra de pe Steam un pas, care, în urma activării, le oferă acces la conținutul nou lansat. Iar primul lucru pe care îl primești jucătorii în urma activării acestui pas este o medalie numită Operation Coin, care este catalogată ca fiind un obiect de colecție extraordinar ce va rămâne permanent în inventar ca dovada participării la acel eveniment. Această medalie, care inițial este de bronz, poate fi upgradată ulterior prin completarea anumitor misiuni speciale, devenind silver, gold și, la final, Diamond pentru operațiunile de după Shattered Web. Pe lângă această medalie, jucătorii obțin acces la noi hărți create de comunitate, la moduri noi de joc și la misiuni speciale, având șansa să primească skin-uri și sticăre ce fac parte din colecții limitate, obiecte ce pot ajunge la sume astronomice. Dar de ce sunt atât de importante și de dorite aceste operațiuni? Așa cum spuneam, operațiunile sunt niște evenimente speciale care se desfășoară pe o perioadă limitată de timp și care oferă jucătorilor posibilitatea de a primi obiecte speciale care nu mai pot fi obținute după încheierea perioadei de desfășurare a operațiunii, cum este cazul medaliei operațiunii cunoscută sub numele de Operation Coin, a skinurilor din colecțiile de operațiune sau al agenților. Mai mult, aceste operațiuni se bazează pe conținutul creat de comunitate, reprezentând un mijloc important de stimulare a implicării jucătorilor în dezvoltarea jocului. De asemenea, o mare parte din câștigul Figurile obținute de către Valve în urma vânzării acestor DLC-uri se duc către acei membri ai comunității care au avut norocul de a avea conținutul lor introdus în joc, sub formă de hărți, skinuri sau stickere. Astfel, Valve susține cei mai buni creatori din domeniu, asigurându-se de asemenea de loialitatea lor pe viitor și de menținerea unui flux constant de conținut pe care să-l poată introduce în joc. Dar, poate mai important decât orice altceva, operațiunile reîmprospătează jocul cu conținut nou, ceea ce face ca mulți jucători să revină în Counter-Strike, chiar și pentru o perioadă limitată de timp. Asta se întâmplă pentru că apar hărți noi, misiuni noi și, cel mai important, skin-uri noi aranjate în colecții speciale. Dar care sunt operațiunile lansate până acum? Până în momentul de față, în cei 10 ani de când există Counter-Strike Global Offensive, au fost lansate 11 operațiuni, prima apărând în aprilie 2013. Dar care au fost aceste 11 operațiuni și ce au adus ele nou în joc? Haideți să vedem împreună! Prima operațiune lansată de Valve în CSGO a fost operațiunea Payback. Aceasta a fost lansată în 25 aprilie 2013 și trebuia să dureze până pe 31 iulie 2013, însă a fost prelungită până pe 31 august datorită popularității acesteia. Operațiunea Payback a costat 6 dolari și introducea 7 hărți noi, Downtown, Motel, Museum și Thunder, care sunt hărți de hostage rescue, și Favela, Library și Seaside, hărți de tip bomb diffusal. Și, bineînțeles, a fost introdus și primul Operation Coin cu 3 nivele, bronz, silver și gold. Pentru a crește nivelul medaliei, trebuie să joci 10 ore pe hărțile nou introduse în operațiune pentru medalia de silver și 50 de ore pentru cea de gold. Odată cu lansarea operațiunii au fost lansate și șapte noi colecții de skinuri: Aztec, Assault, Office, Nuke, Miliția, Inferno și Vertigo. Cea de-a doua operațiune a început la scurt timp după încheierea operațiunii Payback, mai exact la 20 de zile. Aceasta a apărut pe 19 septembrie 2013 și s-a încheiat pe 5 februarie 2014 și a introdus alte 10 hărți în ecosistemul Counter-Strike. Agency, Siege, Ali, Cash, Chinatown, Gwalior, Ruins, Seaside și Cobblestone și Overpass. Împreună cu lansarea operațiunii s-a lansat și prima cutie, Bravo Case, precum și alte 8 colecții de skinuri: Alpha, Italy, Dust2, Dust, Lake, Safehouse, Mirage și Train. Prețul operațiunii nu s-a schimbat, rămânând la 6 dolari, și nici medalia nu s-a schimbat semnificativ, arătând fix la fel, doar logo-ul fiind schimbat. De asemenea, jucătorii aveau nevoie de 30 de ore în joc pentru a obține Gold Operation Coin, în loc de 50. Lansată în 20 februarie 2014, a treia operațiune, operațiunea Phoenix, a adăugat 8 noi hărți și o cutie specială. Dar, mai important, prețul operațiunii a scăzut la 3 dolari, fiind mai degrabă o continuare a operațiunii Bravo, care se terminase cu două săptămâni înainte. Hărțile introduse au fost Motel, Thunder, Agency, Dino, Downtown, Cash, Seaside, Ali și Favela. Cutia Operation Phoenix a introdus una dintre cele mai legendare schinuri din joc. AVP Asimov, AK-47 Redline și USPS Guardian și a devenit rapid una dintre cele mai îndrăgite cutii din acel moment. Operațiunea Phoenix s-a încheiat în data de 11 iunie 2014. A patra operațiune a început pe 1 iulie 2014, la fix 3 săptămâni de la terminarea operațiunii Phoenix și a durat până pe 2 octombrie 2014. Prețul operațiunii revenise la 6 dolari, operațiunea introducând 3 colecții noi de skinuri, baggage, cobblestone și overpass și o cutie specială de operațiune. Exact, operațiunea Breakout este într adevăr responsabilă pentru apariția unuia dintre cele mai iconice skin-uri de Counter-Strike din istorie, dragon lor. Dar mai important, operațiunea Breakout a fost prima operațiune în care a apărut un jurnal al operațiunii, iar evoluția medaliei de operațiune a suferit de asemenea niște schimbări. De acum înainte, nu numai că trebuia să joci un număr de ore pe hărțile introduse de operațiune, dar trebuia să rezolvi și anumite misiuni introduse în jurnalul de operațiune. Astfel, completarea 5 misiuni de bloca medalia Silver, iar pentru medalia Gold fiind necesare 15 misiuni finalizate. Nu în ultimul rând, operațiunea Breakout este și prima care a permis jucătorilor fără pas să joace hărțile lansate în timpul operațiunii. Operațiunea Vanguard a început pe 11 noiembrie 2014 și s-a încheiat la finalul primăverii lui 2015 pe 31 martie. Pentru aceia 6 dolari, jucătorii primeau acum o operațiune care avea sistemul de progresie schimbat din nou. De data aceasta, în urma misiunilor efectuate, jucătorii primeau stele, care trebuiau strânse pentru a putea crește la următorul nivel al medalii de operațiune. Content-wise, au fost introduse șapte hărți, back alley, workout, bazar, fasad, marchiz, season și train și o singură cutie specială de operațiune, fără alte colecții. Din cutie trebuie menționat un skin care a avut o soartă asemănătoare lui M4A4 Howl, singurul skin de contraband în joc. De data aceasta, în urma unei probleme de copyright, developerii Valve au redesenat skinul M4A4 Griffith în loc să-l transforme în contraband, așa cum s-a întâmplat cu M4A4 Howl. Până în acest moment, la mai mult de 10 ani de la apariția primei operațiuni, M4A4 Haul este singurul skin de contrabandă din joc și probabil că așa va rămâne. La aproximativ 2 luni de la încheierea operațiunii Vanguard apare următoarea operațiune. Aparent va avea un avânt pe care nu l-a mai văzut de mult, lansând conținut nou la foc continuu. Este vorba de operațiunea Bloodhound, care a durat între 25 mai și 30 septembrie 2015 și care a introdus în joc după mult timp un cuțit nou. Falcon Knife a a fost introdus împreună cu o nouă cutie specială de operațiune denumită, ezgici, bine, false in case. Ingenios, știu. Alături de această cutie au fost lansate și alte trei colecții, Gods and Monsters, Rising Sun și Chop Shop, responsabile de existența unor skin-uri precum AUG Akihabara Accept, AK-47 Hydroponic, M4A1S Hot Rod, P250 Whiteout, AVP Medusa, M4A4 Poseidon, și M4A1S Icarus Fell. Pe lângă aceste colecții, Valve a adăugat un nou mod de joc, numit Guardian, un fel de story mode jucat singur sau în cop, versus boți, pe o hartă separată, dând un aer fresh jocului care, până în acel moment, era văzut ca unul strict competitiv. Cea de-a șaptea operațiune apărută și prima pe care am jucat-o și eu este operațiunea Wildfire. Aceasta a apărut în februarie 2016 și s-a încheiat pe 16 iulie 2016. Mai multe hărți și-au făcut debutul, printre care Cruz, Empire, Micla, Royal și Santorini, iar nu că a primit un bine meritat remake. O singură cutie nouă a fost lansată ce conține skinuri precum AK-47 Fuel Injector și AVP Elite Build. La aproape un an de la lansarea operațiunii Wildfire apare operațiunea Hydra, fiind operațiunea care a apărut la cea mai mare distanță față de cea precedentă până în acel moment. Aducând în joc din nou o singură cutie care conținea skin-uri precum AVP Unita Ig și M4A4 Hellfire, operațiunea a adus printre cele mai mari modificări în ultima perioadă. Astfel, Dust, Aztec, Vertigo, Miliția și Short Train au dispărut și s-au lansat două noi moduri de joc. Wingman, un competitiv 2v2, și Flying Scoutsman, un team versus team cu zero gravitație și scouturi, ambele care au fost atât de apreciate încât au rezistat până în zilele noastre. Din nou se modifică sistemul de progresie, apărând un nou nivel de upgrade pentru medalia de operațiune și începând cu operațiunea Hydra, Operation Coin avea 4 nivele, Bronze, Silver, Gold și Diamond. Urmează apoi o perioadă de 2 ani și 5 zile, fără operațiune, cea mai lungă perioadă din istoria Counter-Strike, fără operațiune, până în acel moment. După mult timp de așteptare, în care oamenii deja își pierduseră speranța, pe 19 noiembrie 2019, operația Shattered Web își face apariția și aduce din nou un refresh jocului și modului în care operațiunile se desfășoară. Operation pasul se transformă într-un fel de Battle Pass, crescând prețul de la 6 dolari la 15 dolari, jucătorii putând să primească diverse recompense pe măsură ce avansau în operațiune și primeau stele. Tot această operațiune este responsabilă și de apariția agenților și de toată nebunia apărută în acel moment legată de vizibilitatea lor în joc, problemă care a obligat mai mulți creatori de conținut să-și modifice hărțile astfel încât agenții să poată să fie vizibili. O nouă misiune Guardian de tip Coop își face apariția alături de o nouă hartă de Danger Zone, Jungle și Lunacy, o hartă special creată pentru Flying Scoutsman. Pentru prima oară după mai multe ediții apar trei colecții noi, Canals, North și Mark și o cutie specială. Astfel, avem onoarea să primim în inventar AVP Prince, AVP Gungnir și AK-47 Wild Lotus skin care au devenit rapid prohibitiv de scumpe. Surprinzător de rapid, la mai puțin de un an de la operațiunea Shattered Web apare operațiunea Broken Fang, penultima operațiune din CSGO. Pe 4 decembrie 2020, pentru aceiași 15 dolari, primeam un Battle Pass cu același sistem ca în Shattered Web, având acces la 8 hărți noi, trei colecții de skinuri și două de stickere și două noi moduri de joc: Retake și Broken Fang Premier Primim astfel Ancient, Engage și Apollo pentru competitive, Elysian și Guard pentru wingman, Frostbite pentru danger zone și două noi hărți pentru misiunile de coop. Se schimbă din nou modul de obținere a recompenselor în timpul operațiunii, fiind prima dată când jucătorii puteau să aleagă ce să facă cu stelele obținute și ce recompensă să primească. Printre schimburile apărute și apreciate sunt de menționat M4A1S Springsteam, AWP Fade și M4A1S Blue Phosphor. Ultima operațiune din CSGO a fost operațiunea Riptide, desfășurată între 22 septembrie 2021 și 22 februarie 2022. A fost operațiunea cea mai puțin apreciată, fiind practic un copy-paste după operațiunea Broken Fang. Aceasta a costat tot 15 euro, păstrând același tip de Battle Pass, dar oferind 5 hers noi, 2 de competitiv, 2 de women și una de Danger Zone. 4 colecții noi, Train 2021, Das 2 2021, Mirage 2021 și Vertigo 2021, responsabile de skinuri precum Glock 18 Gamma Doppler, AVP Desert Hydra, Deagle Fennec Fox și AK-47 Gold Arabesc și bineînțeles câțiva agenți noi. De asemenea, Short Competitive și deadmatch Free For All au fost introduse ca moduri noi de joc. Și aici ne cam oprim cu operațiunile. Din februarie 2022 nu s-a mai auzit absolut nimic de nicio operațiune. Cei drept, tot hype-ul a fost îndreptat către zvonurile lansării unui nou joc și mai apoi către lansarea oficială a Counter-Strike 2. Iar acum, toți developerii de la Valve care se ocupă de Counter-Strike 2 sunt ocupați până încât cu pregătirea primului major de Counter-Strike 2 din martie 2024. Prin urmare, întrebarea care stă pe buzele tuturor fanilor seriei, când urmează să apară următoarea operațiune? Momentan nu se știe nimic și multă lume zice că nu va apărea în următoarea perioadă, developerii fiind ocupați cu bagurile existente, în timp ce alții consideră că, fără un update de conținut în viitorul apropiat, Counter-Strike 2 se va duce în jos de tot. Cert este că suntem la începutul unui nou joc și că orice este posibil în orice moment, val făcându-și deja un obicei de a lansa mai multe update-uri în fiecare săptămână. Și acum, la final de videoclip, care a fost prima ta operațiune la care ai participat și care a fost operațiunea ta preferată? Lasă un comentariu în secțiunea de comentarii de mai jos și nu uita, dacă ți-a plăcut videoclipul, lasă un like și abonează-te pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez. Eu am fost Cosmin, a.k.a. Doctorașul, rămâneți cu bine, salutare!